Adânc sub picioarele noastre se află o lume ascunsă, o lume a întunericului, a liniștii și a extremelor. Acesta este tărâmul subteran, o rețea vastă de peșteri, acvifere și fisuri în rocă ce se întind adânc în scoarța pământului. Timp de secole, această lume ascunsă a fost învăluită în mister, crezându-se a fi lipsită de viață. Dar descoperirile recente au dezvăluit un adevăr surprinzător, tărâmul subteran freamătă de viață. Aceste descoperiri ne-au provocat înțelegerea despre locurile în care poate exista viață. Ne-au arătat că viața este mult mai rezistentă și mai adaptabilă decât ne-am imaginat vreodată. Tărâmul subteran este o dovadă a puterii vieții de a prospera chiar și în cele mai dificile medii. Creaturile care locuiesc în tărâmul subteran sunt diferite de orice am întâlnit la suprafață. Ele sunt adaptate unei lumi fără lumina soarelui, unde temperaturile pot fi extreme, iar nutrienții sunt puțini. Multe dintre aceste organisme sunt oarbe. Ochii lor și-au pierdut funcția în întunericul veșnic. Unele au dezvoltat membre alungite sau antene pentru a le ajuta să se orienteze în mediul înconjurător. Una dintre cele mai frapante caracteristici ale multor creaturi subterane este lipsa pigmentării. Fără a fi nevoie de camuflaj sau de protecție împotriva razelor solare, acestea au evoluat pentru a fi palide sau chiar translucide. Unele specii chiar emit propria lumină, un fenomen cunoscut sub numele de bioluminescență. Tărâmul subteran prezintă o serie unică de provocări pe care viața trebuie să le depășească. Absența luminii solare înseamnă că nu există fotosinteză, procesul prin care plantele transformă lumina soarelui în energie. Drept urmare, ecosistemele subterane se bazează adesea pe chemosinteză, un proces prin care organismele își obțin energia din compuși anorganici. Pe lângă lipsa luminii solare, organismele subterane trebuie să se confrunte și cu temperaturi extreme, presiune ridicată și resurse limitate de hrană și apă. Cu toate aceste provocări, viața a găsit o modalitate de a prospera în aceste medii. Partea a patra. Importanța lumii subterane. Descoperirea vieții în tărâmul subteran are implicații majore asupra modului în care înțelegem Pământul și istoria sa. Studiind aceste ecosisteme unice, oamenii de știință pot obține informații despre evoluția vieții pe planeta noastră. Organismele subterane ar putea deține indicii despre cum a apărut viața pe Pământ și ne-ar putea ajuta chiar să înțelegem potențialul vieții pe alte planete. Mai mult, ecosistemele subterane joacă un rol vital în menținerea sănătății planetei noastre. Acestea contribuie la reglarea calității apelor subterane, la circulația nutrienților și chiar influențează clima globală. Înțelegerea acestor ecosisteme este esențială pentru protejarea lor și asigurarea bunăstării planetei noastre. Partea a cincea, extinderea cunoștințelor noastre. Explorarea tărâmului subteran abia a început. Cu fiecare nouă descoperire, înțelegerea noastră despre viața pe Pământ se extinde. Organismele care locuiesc în această lume ascunsă sunt o dovadă a puterii vieții de a se adapta și de a prospera chiar și în cele mai extreme medii. Pe măsură ce vom continua să explorăm tărâmul subteran, este probabil să descoperim și mai multe surprize. Aceste descoperiri ne vor pune la încercare, fără îndoială, presupunerile despre viață și limitele sale și ne vor inspira să apreciem incredibila diversitate și rezistență a vieții pe Pământ. Vă mulțumim că ați vizionat, nu uitați să dați like, share și să vă abonați pentru mai multe descoperiri uimitoare.